Hristos a înviat și bine ați revenit pe canal. Atac cu un cuțit slash macetă într-o șaurmerie din București. Pe capitală. Bun, un bărbat nemulțumit de ceva anume, probabil de ce a mâncat, de calitatea mâncării, habar nu am, a intrat furios cu un obiect cu lamă în șaurmerie, îi arde o palmă, cred că unui asiatic de pe imagini pare a fi angajatul respectivei șaurmerii lovit de atacator, pare a fi un asiatic. Are loc un schimb de replici, ăsta toarnă și tună și fulger acolo, după care mie cel puțin de pe filmare, filmarea care există pe TikTok, se pare că ăsta s-a mai domolit, s-a mai un pic, și revine asiaticul și dă și el o palmă, știi? În momentul în care ăsta se enervează, scoate un cuțit sau macetă din pantaloni și fugărește pe ea pe acolo. Acum nu se vede pe filmare, pe filmulețul de pe TikTok pe care l-am eu, nu se vede ci că în bucătărie sau pe hol ce a făcut ăsta, ci că ar fi intrat și ar fi hăcuit pe ea pe acolo, unul a ajuns la spital. De ce fac acest material video? Ca să vă prezint și să înțelegeți foarte bine ce înseamnă vreau să vă prezint niște greșeli de tactică cetățenească, să-i spun așa, și de asemenea să analizăm din perspectiva legală intervenția oricărui client din acea șaurmerie împotriva atacatorului cu cuțitul. Dar mai întâi, hai să vedem filmarea. Se vede ăsta, intră... Scuze, eu melodie... Da. Ea a tras o palmă angajatului, da, celui îmbrăcat în alb, ceva, o salopetă verde pe el și cu o șepcuță pe cap. Ăsta a dat așa cu mâna ca să... probabil că lustra palma. Se ceartă cu cel de la teșghia de acolo. Tot gesticulează atacatorul, da, gesticulează, dă să plece, se duce către ieșire, se întoarce și revine la teșghia, moment în care, iarăși gesticulează, moment în care se apropie un pic asiaticul cel lovit și profită de moment și dă o palmă atacatorul și ăsta se enervează, scoate un cuțit, sare teșghia și fuge după ei pe acolo. Băi, da, nu e, ok, revine unul din angajați, sare teșgheaua, știi, să iasă de după teșghea, se împiedică, ajunge la pământ, mă așteptam ăsta să bage cuțitul în el și să-i dea finala, dar nu, se abține și iese din șaurmerie, i-a căzut gluga că o avea pusă pe cap, se întoarce și cu fața... și este surprins de camerele de înregistrare. Da. Băi, m-a bușit râsul pentru că mă așteptam să se întâmple lucrul ăsta. Ok, ce greșeală majoră am sesizat eu? Faptul că persoana angajată acelei șaurmerii a reacționat. Păi, unul la mână, îl vezi pe ăla nervos că intră și îți lipește o palmă și toată lumea se îndepărtează de teșghea, da? Se dă în spate. De ce? Ca să iasă din raza de acțiune a agresorului. Bun, păi tu, dacă nu ai reacționat pe moment, de ce te-a mâncat în cur să reacționezi târziu? Sau mai târziu? Ai vrut tu să îi dai înapoi palma pe care ți-a dat-o? E bine, aici lucrul ăsta l-am explicat și într-un material video pentru polițiști și este valabil și pentru toată lumea, pentru cetățeni. Dragii mei, ori de câte ori apare un conflict, căutați, chiar dacă sunteți voi cei șifonați, dacă nu știți ce să faceți din punct de vedere fizic, al unei apărări fizice, da? Nu ai practicat un sport de contact ca să reacționezi atunci pe moment, nu reacționați ulterior, pentru că nu veți face altceva decât să amplificați conflictul deja născut. Dacă ăla ți-a dat o palmă, a venit, te-a înjurat sau te-a înjurat, ți-a dat și o palmă și nu știu ce, etc., ăla dă afară din el. Deci vulcanul din el erupe, curge lavă. Da? De fapt, curge, liniștit, nu erupe, nu e catastrofic. Da?
ăla te înjură, zice, nu știu, și se calmează. Pentru că la nervi asta face. Asta se întâmplă cu noi, la nervi. Acumulăm tensiune, da? Care trebuie să se rupă undeva. În momentul în care se rupe acea tensiune, da? Ne liniștim. Deci cei mai mulți dintre noi reacționăm în felul ăsta. La nervi spunem. Deci avem tendința să răbufnim, să dăm pe gură. Da? Îl înjuri, îi spui de familie, îi spui de morți, îi spui de... De ce nu îi spui? Și te calmezi. O altă parte, mai puțin, sper să nu mă înșel, tac, nu dau, nu zic, dar fac. Da? Aia sunt periculoși. Câtă vreme? Ăsta, cel din fața ta, vulcanul, da? Vezi că dă afară din el și te înjură și dă pe gură tot ce are de spus. Toți nervii lui îi dă afară pe gură. E bine. Pentru că el se liniștește. Ce nu trebuie să faci? Tu nu trebuie să procedezi precum domnul din imagine. Să-l atâți. Faptul că a răspuns cu o palmă și angajatul acelei șaurmerii, după cum ați văzut reacția atacatorului, n-a făcut decât să-l întărâte pe ăsta și mai mult. Probabil că el se liniștea. Da, el a venit doar să se certe. Ia, dar ăla, o palmă, în fine, ia, l-a atins, l-a pleznit, era infracțiunea de lovire sau alte violențe, era pe cameră, se suna la poliție, i se întocmea dosar penal, aia era, știi? Bă, să urma calea legală. Dar a rezolvat problema angajatului acelei șaurmerii prin faptul că l-a pleznit pe ăsta, i-a plătit cu palmă înapoi? Nu. Nu știu dacă este el cel băgat în spital, cel l-a fi înjunghiat, l-a fi tăiat cu lama, respectiv cuțit, macetă, ce avea ăla. Pare să fi fost un cuțit, că o macetă cam greu s-o ascunzi în pantaloni. E, care ar fi fost soluția optimă în situația asta? Bă, ți-a dat o palmă, da? Ok, n-ai reacționat pe moment, nu știi ce să faci, îl vezi pe ăla că e nervos, ok. Te-ai dat în spate, l-ai lăsat, s-a calmat, ai sunat la poliție, uite, domne, etc. Aveai martori, se rezolva problema, nu omenește, se rezolva pașnic, da? Fără incidente. Singurul incident care era? Că domnule, ți-a dat o palmă, ai fost rănit în orgoliu. Bă, dar ești viu, încă ești întreg, încă ești integru fizic, nu ai nimic, nu scurge sânge pe nicăieri. Dar faptul că l-ai atâțat pe ăla și tu ai dat o palmă, ai văzut ce-a... Ați văzut și care a fost reacția lui? Băi, aproape instantaneu. Ia, buf, a sărit, a scos cuțitul și a sărit pe tejia și a început să-i taie pe aia pe acolo. Ce ai făcut? Ai făcut o lată. Deci, efectiv, nu trebuia să reacționezi așa. Ce trebuie voi să faceți? Să învățați, din păcate, din greșelile altora. În cazul de față, din greșeala acelui angajat al șaurmeriei. Ori de câte ori vă veți afla într-o astfel de situație, cu un potențial pericol, sau vă veți afla în fața unui potențial conflict, căutați pe cât posibil să nu îl amplificați. Căutați să-l stingeți. Aie, că-l stingi cu o palmă luată tu, că-l stingi cu un șut în cur, că-l stingi... Bă, caută să-l stingi. Crede-mă, un șut în cur, o palmă peste ochi, o înjurătură de mamă, de ce-i tu mai drag, e mult mai bine decât un cuțit în gât, decât, eu știu, un glonț în cap sau, eu știu, o mână ruptă, un picior rupt. Căutați să aplanați sau să nu escaladați un conflict. Dacă el deja a luat naștere, căutați să-l stingeți, da? Deci să nu-l escaladați. Dacă încă nu a luat naștere, dar e posibil să apară, căutați să-l să-l închidă. Nu oferiți posibilitatea nașterii acelui conflict. Ok? Nu dați curs invitației de a da naștere unui conflict. Nu, căutați să-l anihilați înainte să vadă lumina zilei, să spun așa. E cea mai bună soluție. Nimeni nu vrea scandal, nimeni nu vrea probleme. De altfel, dacă mergeți pe stradă și vă uitați în stânga, în dreapta, puteți face experimentul ăsta, stați într-un colț pe stradă, într-un loc și uitați-vă la oamenii care trec pe lângă voi. Nimeni nu vrea conflict. Deci,
Oamenii care trec pe stradă spune că mai sunt situații în care trece unul pe lângă altul, se lovesc sau nu știu ce. Bă, poate unul cere scuze dintre ei, poate celălalt, nu știu, înjură, nu știu ce, dar tot, ambii pleacă, știi? De cele mai multe ori, în proporție peste 95-98%, își văd în continuare de drum. Își văd în continuare de drum cum? Păi, mai mult ca sigur, se înjură unii pe alții, unul pe altul, în fin, dar în treaba lor. Și lucrul ăsta se vede cel mai bine în trafic. Bine, în trafic sunt o grămadă de situații în care se dau jos de la volan șoferii și se iau la bătaie. Dar o să vedeți că de cel mai multe ori preferă să rămână în mașină și să dea din gură, să dea afară, verbal, pe gură. Că înjură, ce fac ei acolo? Nu vor conflict fizic. De ce? Pentru că extrem de multă lume nu știe cum să conducă un conflict. Nu știe cum să reacționeze în cazul unui conflict și preferă să nu facă parte din acel conflict. Așa că, na, din punctul meu de vedere, asta a fost reacția angajatului de la șaurmerie. A zis, bă, cum să rămân cu palma luată, stai să o dau înapoi. Și a primit, probabil, un cuțit. Acum, legalitatea intervenției oricărui angajat sau oricărui client din șaurmerie la atacul agresor. Păi, vedem ce. Prima dată când intră în magazin, în șaurmerie, îi dă ăla o palmă peste ochi și se oprește. Ulterior, loviturii aplicate. Eu apreciez că dacă sărea cineva pe el, nu era în legitimă apărare. Ce înseamnă legitimă apărare? Să comiți fapta în cazul unui atac care pune pericol persoana ta sau altuia. Acum, ce pune în pericol o palmă dată peste ochi cuiva? Da, este faptă penală, este lovire sau alte violențe. Dar pune în pericol integritatea fizică a celui lovit? Nu. De regulă, în propoziție, 99,99% din cazuri, nu. Așa că, dacă la dându-i o palmă să ia un client pe ajutăvărea la pământ și eventual mai dădea și cu cap de sol, nu era legitimă apărare. Dar în situația în care, fiind lovit agresorul de angajatul, da, primind și agresorul o palmă peste ochi, scoțând cuțitul și sărind după aia pe acolo, chiar și în situația în care cineva ar fi intervenit cu o armă de foc, să spunem că era cineva un posesor legal de armă de foc, faptul că ăla a scos cuțitul din pantalon și a sărit după tejghea și fugărea pe aia, de ce crezi că e fugărea? Că să-i dea înapoi, că a primit rest cu 3 lei mai mult și să restituie restul? Nu. Logic. Își fugărea pe aia pe acolo ca să-i taie, să-i înjunghe, să-i rănească, da? să le facă rău. Una e să primești o palmă care nu-ți poate pune integritatea fizică sau viața în pericol și alta e să primești un cuțit peste ochi care îți poate periclita integritatea fizică sau viața. În situația asta, cea a atacului cu cuțitul, da, dacă cineva, un posesor legal, atenție, de armă de foc, se afla în șaurmerie la momentul respectiv și trăgea în atacator, era în legitimă apărare. Și nu contează unde îl lovea, că îl împușca din spate, că îl împușca din lateral, tot legitimă apărare se reținea. De ce? Bineînțeles, dacă apărarea era proporțională cu atacul. Noi ne imaginăm că era proporțională cu atacul, da? Bun. De ce? Nu, de ce se reținea legitimă? Pentru că îl împușca din spate sau din lateral? Pentru că atacul său, atacul acelui bărbat, punea în pericol altă persoană. Prin periclitarea vieții sau integrității fizice. De aia. Așa că nu vă mai gândiți la prostioare că vezi, domnule, dar l-am pușcat din spate, dar l-am pușcat din lateral, că se ducea la pușcărie. Majoritatea celor care consideră chestiile astea și sunt de părere că așa se întâmplă, bag mâna în foc, habar nu au cunoștință juridice și pur și simplu vorbesc din ce au auzit de la vecinul care este polițist sau a fost polițist și a ieșit la pensie în 2000 sau nu știu, acum nu știu câți ani. Sau auzite de la un prieten care are un tovarăș, care are un frate văr cu colegul nu știu cui, care știe el un polițist. Deci la modul ăsta. Puneți mâna pe carte și citiți. Pentru că de opinii suntem cu toții sătui. Dar în fine. Bun. Iată, în concluzie.
ce trebuie noi să facem în astfel de situații sau în situații similare ăsteia. Sub nicio formă nu trebuie, dacă un conflict deja a luat naștere, sub nicio formă nu trebuie să-i permitem să escaladeze, da? Să se amplifice. Trebuie să îl reducem, da? Să-l anulăm. Da, domn, ok, am înțeles. Ne cerem scuze, hai să vedem, violența nu este o soluție, vă înțeleg că sunteți nervos, da, eliberați-vă, dați afară, nu lați țar, nu ne înjuri, ala te înjură, tu nu ne înjura. Nu, dovadă, că nu știi cu cine ai de-a face. Câtă vreme nu ești pregătit fizic, da, să ții piept oricărei situații, nu amplifica niciun conflict. Nu știi cu cine ai de-a face, da? Uite, dovadă, încă o dată spun. Da? Bun. În situația asta, repet, nu amplifica niciun conflict. Caută să le stingi. Caută să le ții sub control. Sub nicio formă nu trebuie să permiți conflictului să se amplifice. Pentru că, uite ce se poate întâmpla. Dar dacă scoatea ăla un pistol și începea să-i ciure pe aia pe acolo? Cu cuțitul trebuie să... Cu orice obiect cu lamă, trebuie să te apropii de victimă ca să poți să o rănești. Cu o armă de foc n-ai nevoie. Poți stai la distanță și ăla să fie la 30 de metri. Și l-ai împușcat. Da? Deci poți să-i pui în pericol viața sau integritatea fizică cu o armă de foc. Dar cu sabia, cu lamă, cu orice obiect cu lamă, n-ai cum. Trebuie să te apropii de ăla. Să intri... Să-l aduci pe el în raza ta de acțiune. Da? Așa că... Nu escaladați niciun conflict, nu permiteți niciun conflict să escaladeze, ok? Să se amplifice. Dacă în situații similare astea ai fost agresat, sună la poliție, da? Când să sună la poliție? Dacă poți să te strecori și să spune că nu ești tu persoana vizată, da? Și vrei să anunți poliția, nu o face, recomandarea mea, nu o face de față cu ăla. Știu că o să spune, domnule, că efectul psihologic, când îi spui cuiva, domnule, chem poliția, ăla se sperie și fuge. Și dacă nu se sperie, nu fuge și din contră îl atâți și mai tare, îl întărâți și mai tare. Este apelarea poliției de față cu agresorul un potențial factor de amplificare a conflictului? Bineînțeles. Cum să faci lucrul ăsta? În siguranță, ieși din raza vizuală a agresorului. Să nu știe ăla că tu suni la poliție. Scurt. Te amenință cu un obiect, cu lamă, cu nu știu ce. Caută să ții conflictul sub control. Asiști, ești martor. Da? Dacă ăla vine, paranteză, dacă vine înspre tine cu un cuțit deja te atacă, fugi. Fugi mâncând pământul. Dacă ești martor la o astfel de situație, du-te într-un loc în care să nu te vadă agresorul, sună, cheamă poliția. Pentru că tu ești oricum martor. Dar deci tu ai văzut ce se întâmplă acolo. Tu poți da cele mai multe detalii. Pardon, cele mai bune informații. În calitate de martor, atunci când sunați la poliție sau la jandarmerie, nu contează unde, recomandarea mea, nu înfloriți, nu băgați detalii ca să păreți voi cât mai credibil. Nu. Explicați și prezentați situația cât mai clar, cât mai obiectiv, cât mai rece. Dom'le, e un conflict la șaurmeria X, din locul X. Agresorul este un bărbat singur, a scos un cuțit, îi taie pe ăștia pe aici. Veniți repede. Și e terminat. Nu că, dom'le, mamă, că porc, i-a zis de nevastă asta și ăsta s-a supărat și pam! Ăia deja... Tăiați pe acolo, pierd sânge, au murit, deja l-a aplicat și tu încă descrii. Păi da, la să vedeți ce s-a întâmplat, că a venit, deci m-am uitat. Deci eu stăteam la masă, deci eu îmi comandasem o șaorma la farfurie, așa, și nu mi-a dat. Deci ăla după teșghea, ăla e un bulangiu. Nu, fără detalii de asta, pentru că nu ajută pe nimeni. Da? Cât mai clar, cât mai rece, cât mai obiectiv. Asta trebuie voi să faceți. Ești posesor legal de armă de foc și asigi la așa ceva, în baza cunoștințelor pe care le ai de legitimă apărare, tragi sau nu tragi, decizia îți aparține, vă aparține. Nu pot să vă zic aici pe internet, da mă, trage-mă că nu se întâmplă nimic. Nu. Eu vă prezint ce spune legea. Fiecare este dator să cunoască prevederile legale, să le citească, să le studieze și să le înțeleagă corect. Care e forma corectă
a ce am zis până acum despre prevederile legale, având în vedere că legea este interpretabilă și uneori 6 pare 9 și din lateral pare 8. Deci, 2 juriști și 3 opinii, ceva de genul. Nu îmi permit să vă spun, da, domnule, așa este corect, așa este incorrect, de ce mai multe ori. Unde situațiile sunt clare, da, nu avem urmă de îndoială, dar în cazul legitimei apărări, vedeți cât de subiectiv sună legea, prevederea legală, da? Atac să pună în pericol, atac material direct imediat injust, să pună în pericol persoana sa sau altuia și apărarea să fie proporțională cu gravitatea atacului. Fiecare, repet, este obligat să se pregătească. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Eu am fost Broadhead și ăsta a fost incidentul de la șaurmeria din București. În concluzie, a doua concluzie. Aplanați orice conflict, nu dați naștere amplificării sau nu dați naștere, nu permiteți apariția niciunui conflict. Da? Deci dacă simțiți că e posibil să apară, căutați să faceți în așa fel încât să nu apară, să nu se nască acel conflict. Iar dacă sunteți martori la o situație similară ăsteia de la șaurmerie, anunțați poliția și oferiți cât mai multe detalii, dar fiți cât mai obiectivi posibil. Nu-i plictisiți pe aia de la telefon cu detalii insignifiante, neimportante. Da? Descrieți clar situația, încercați să nu vă afecteze, să nu permiteți emoțiilor de moment să vă afecteze raționamentul, gândirea, astfel încât să puteți fi lucizi și să puteți ajuta astfel organele de poliție care urmează să intervină la eveniment. Doamne ajută, numai bine și respectați legea. Ciao!